Mie v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Vă mulțumesc că ne urmăriți. O ediție specială, astăzi duminică, la Dosar de Politician. Vine pentru prima dată președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Bună seara, domnule Ciolacu. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc pentru prezență. Și președinte al Camerei Deputaților, al treilea om în stat. Dacă ne luăm după precădere, da. Deși sunteți liderul opoziției, aveți și această funcție importantă. Domnule Ciolacu, ați apărut, așa spun unii, de nicăieri. Ați fost în ultimii 3-4 ani o prezență discretă, deși PSD a fost la putere, ați fost la un moment dat vicepremier în guvernul Tudose, dar în esență ați ținut și ați fost o persoană, un lider important al PSD pentru cunoscători, dar în esență pentru publicul larg ați fost un politician discret. Acum ați ieșit la lumină în poziția de președinte interimar. Acesta ce s-a întâmplat? Acesta e felul meu de a fi. Nu e... Mie cel mai urât sau cel mai frică în politică mi este să nu devii penibil. Și toată cariera mea politică mi-am construit-o pas cu pas și încercând să nu ard anumite etape. Consilier municipal de la Buzău, consilier județean, prefect, viceprimar, parlamentar. În interiorul partidului, de asemenea, am pornit, sunt unul dintre membrii fondatori ai partidului. Am pornit de la organizația de tineret, toți pașii normali. Asta este creșterea mea. Tatăl meu a fost pilot în aviația militară și așa ne-a crescut trei băieți cu aceste rigori. Adevărat, în ultimul timp lucrurile au avut o altă viteză și în acest moment sunt atât președintele Camerei cât și președintele... Deci ați renunțat la... A fost o strategie, asta încercam să vă întreb, a fost o strategie de a sta în umbră, de a fi un om important, că ați fost un om important în PSD și până să deveniți președinte al Camerei și președintele PSD. Conservare venită, repet, dintr-o anumită educație. Așa am văzut eu lucrurile, dar sperând să depășim acest moment și să confirm cel puțin încrederea colegilor pentru acest mandat de președinte interimar. Care este unul foarte clar de organizarea unui congres corect și liber, fără aranjamente de dedesubturi. Dar au fost congrese nelibere, aranjate? Nu nelibere, au fost congrese în care au existat niște înțelegeri între liderii politici. Bun, asta se întâmplă la toate partidele. Sunt democratice. Da, președinții de organizații, de filiale, se înțeleg între ei și, nu? De asta am făcut echipă cu domnul Paul Stănescu, cu secretarul general, care și dânsul e un garant al corectitudinii organizării acestui congres, alături de mine. Este o etapă nu tocmai ușoară pentru Partidul Social Democrat. Trebuie să ne mișcăm foarte repede și să începem această reconstrucție. Din punctul meu de vedere, ea a început cu cei care reprezintă la nivel central acum Biroul Permanent Național. Sunt pași care trebuie să făcuți. Bun. Suntem într-o vâltoare. Am trecut de la putere în opoziție. Am pierdut două rânduri de alegeri. Eu cred că în câteva zile, maxim, forurile politice funcționează, departamentele de comunicare și restul relații internaționale au început să funcționeze, partidul intră în normalitate. Dar în interior vă mai certați că au fost câteva săptămâni complicate și până la preluarea conducerii de către dumneavoastră, chiar în campanie, lucrurile nu erau liniștite în PSD, acum s-au mai liniștit lucrurile. Vă întreb asta pentru că, într-adevăr, spre noi, spre presă, vin multe informații și, de regulă, politicienii care sunt în conflict cu alți politicieni, da, mai dau pe surse presei. V-ați liniștit? Am această calitate de a fi răbdător, un om echilibrat și cu
cu adevărat durează mai mult ședințele în acest moment, dar cred că asta e și logica democratică din interiorul partidului, la aceste ședințe să participe cât mai mulți colegi și să ne dăm, să fie câte mai multe opinii până luăm o decizie. Partidul a luat anumite decizii greșite, doar și poate evidente. Trebuie să-mi pun eu cenușă în cap ca să descoper aceste greșeli. Și încercăm prin această abordare mai deschisă între colegi ca aceste, să zicem, momente delicate ale partidului să le evităm. Păi cu ce ați greșit? Dați-mi trei exemple de greșeli politice majore. Mari greșeli am făcut când am pierdut alegerile europarlamentare. Abordarea cu legile justiției, în primul rând. Chiar dacă eram îndreptățiți... Pe abordarea începută din ianuarie 2017, ordonanța 13, nu la europarlamentare. Discutați, practic, de începutul guvernului. Atunci a fost primul vot. Schimbarea a trei prim-ministri este iarăși o greșeală foarte mare, care trebuie să ne o asumăm. Domnul Ciolacu, acum știu și că nu, ducem discuția spre Liviu Dragnea și despre depășirea regimului Dragnea. Grindeanu, împotriva lui Grindeanu s-a pronunțat întreg birou de conducere din care probabil că făceați și noastră parte. Omul s-a închis în Palatul Victoria și a fost dat jos prin moțiune de cenzură. Partidul i-a spus să plece. Păi da, au votat toți din conducerea partidului. Din punctul meu de vedere, acea decizie a fost o greșeală. Cum și excluderile din partid au fost o greșeală. Nu arunc nici pe domnul Liviu Dragnea, nu arunc nici pe Viorica Dăncilă. Dar dumneavoastră cum ați votat atunci? Eu mi-asum, n-am votat nicio excludere și în momentul moțiunii de cenzură a fost o decizie politică. Mi-am asumat, eu eram liderul de grup al Partidului Social Democrat. Și e normal, am respectat decizia partidului. Asta nu înseamnă că eu mă extrag din acest lucru. Asta, da, da, asta colegi, și vreau, dacă m-aș și lăsa să-mi termin, v-aș spune foarte clar. Și eu am greșit, alături de colegii mei. Dar asta au fost și discuțiile în Comitetul Executiv. Atunci vrem să lărgim un pic discuțiile în partid. Următorul Comitet Executiv o să fie invitați și președinții de Consilii Județene și primarii de mari municipii, astfel încât discuțiile să fie mult mai dinamice și din toate palierele politice ale partidului. Legat de regimul Dragnea, să spun așa, numit regim Dragnea, deși Dragnea n-a fost prim-ministru României, n-a condus în România în mod direct ca prim-ministru, a fost un lider autoritar al PSD, ca să spun așa. Știu că la un moment dat ați avut o relație mai apropiată, grupurile din jurul lui Dragnea s-au schimbat, au venit alții, au plecat alții. La nivel de relație personală, de ce nu credeți că Liviu Dragnea n-a putut fi convins de oamenii care i-au fost aproape să renunțe la înverșunarea pe care o avea cu subiectul legat de justiție, cu toată încrâncenarea lui de a deschide frontul de luptă, cu statul paralel, nu ne mai reau? De ce n-a putut fi convins Dragnea de oameni, repet, care au fost apropiați? Tudose, dumneavoastră... Prietenii care te încojori sau colegii care te încojori își spun opinia. În urmă, decizie a președinte. Același lucru s-a întâmplat și cu doamna Dăncilă. Au existat mai mulți colegi care au spus că nu este oportună candidatura doamnei Dăncilă la prezidențiale. Însă era președintele partidului și a luat decizie. E normal, până la urmă, președintele să ia decizie. Dar a fost un congres. De asta spun că decizia o ia președintele dumneavoastră la partid. Acum dumneavoastră sunteți președintele. Și toată lumea merge cu președintele și când se întâmplă ceva cu președintele, toată lumea se dezice de președinte. Are domnul Buzat o vorbă. Toată lumea e cu președintele cât timp e președinte. Da, ne-a spus-o și la televizor mai multe intervenții. Același lucru se întâmplă în toate partidele. La un moment dat, președintele își asumă decizii. Și e normal și să funcționeze un partid așa? Ai discuții, dacă convinge Comitetul Executiv, atât doamna Dăncilă, cât și domnul Liviu Dragnea, au convins. Pe legile justiției nu știu cât eram sau nu îndreptățiți. Trebuie să recunoaștem, justiția în România nu a funcționat
într-o normalitate. Există zeci de cazuri de vieții distruse și pe urmă achitate. Există și cazuri, de exemplu, domnul Orban, care nu a mai candidat, dar dânsul e mai câștigat, a ajuns premier. Am văzut și în alegerile prezidențiale, domnul Barna, cât de atacat a fost cu un dosar penal care, după alegeri, nimeni nu mai știe nimic. Este în cercetare, în rem la DNA, teoretic, din ce știu. Teoretic, am înțeles. Funcționarea justiției nu a fost una cum aștepta societatea. Faptul că am transmis noi acest mesaj, cred că a fost greșit, și poate insistența. Atâta timp cât liderul avea o problemă cu justiția, nu putea să fie credibil. Adversarii noștri politici au speculat acest lucru și noi am pierdut alegerile. Până la urmă, nu-i balet. Dincolo de justiție au fost mai credibili decât noi, chiar dacă era fondul, era unul bun. Dincolo de chestiunea cu justiția, și aici vă dau dreptate, la un moment dat în guvernare, după căderea guvernului Grindeanu, după căderea guvernului Tudose, mai exact, au început să intre, da, în eșalonul întâi din PSD, mă refer la miniștri, secretari de stat, oameni care au condus România în poziții grele, o parte mai puțin calificată a PSD, o resursă umană mai proastă, să o spun cât se poate de direct. Acolo n-ați putut interveni, în sensul, nu știu, ministru, nu știu, Cuc, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, sau ministru Y, miniștri care s-au dovedit, pe lângă inabili în comunicare, au făcut pur și simplu prostii, da? Prostii care ne-au costat. Să nu ridicăm pretenții că inventăm noi apa caldă. Primul ministru este cel care decide echipa. Așa e normal. În adâncilă, e chiar așa. Și-a decis o anumită echipă. Nu vreau să vorbesc de un coleg sau altul, fiindcă nu e corect din partea mea. Dar dacă mă uit la cei 3 ani de guvernare, nu a fost o guvernare rea. A fost o guvernare cu sincopele ei, cu schimbările ei, cu 70 de miniștri schimbați. Adică putea să fie o catastrofă pentru România. Dar care în fiecare an a avut, la un moment dat, mi se pare cea mai mare creștere economică din Europa, printre primele 2 creșteri economice, ne-am închis în fiecare an în deficitul de 3% asumat de către statul român la Maastricht. Deci nu văd lucruri. Am luat 10 de decizii bune. Dar nu de s-au văzut. Taxe, nu s-a văzut absolut nimic sub această negură de fum care a însemnat justiția. Ne-am plătit tributul, oamenii nu ne-au mai votat. Este categoric, este un moment de răspântie al partidului, un moment de reconstrucție. Nu ne ajută timpul. Toți ceilalți președinți de partid au fost aleși cu 2 ani, 3 ani înainte de un ciclu electoral. Avem un ciclu foarte scurt. În iunie avem alegerile locale și în noiembrie alegerile generale. Categoric PSD-ul va face față și veți vedea că se mișcă. Este singurul partid de opoziție în acest moment în România. Ne asumăm această opoziție. Păi acum o săptămână ați votat niște legi alături de cei de la PNL. N-are în Parlament. Vreodată. Depinde de cât de bune sunt legile. Nu știu la care faceți referire. Deci nu e prima oară. Și PNL-ul a votat de nu știu câte ori legi și alături de noi. Mai puțin înseamnă opoziție, în nu înseamnă că chiar dacă este o lege bună, trebuie să nu o votezi. Era legea pe care dumneavoastră era schimbarea legii pe care ați dat-o dumneavoastră cu recursul compensatoriu. Păi a fost și o scenă mai puțin, cum să spun eu, elegantă, în care domnul Nicolicea și Iordache își votau împotriva propriei legi, da? Cu recursul compensatoriu. I-ați forțat oarecum. Nu mă refer la votul în comisie. La votul în comisie, că într-adevăr în plen Iordache și Nicolicea au votat împotriva legii celor de la PNL, dar alți colegi au votat. Sunt lucruri evidente. Dacă vrem să facem un istoric a recursului compensatoriu, el a fost o lege pilot adresată României de către CED. S-a dat doamnei ministru Prună în guvernul Cioloș, în care domnul Cioloș era premier. Nu l-am auzit niciodată explicând acest lucru. Însă a pus-o în circuitul de avizare a guvernului, ca să fie înaintată Parlamentului. Între timp,
au venit alegerile, legea nu a ajuns, a fost preluată de către guvernările PSD, a fost adusă în Parlament, unde a avut anumite modificări. Eu personal cred că a fost o greșeală să facem acele modificări. Atunci ar fi fost clar un proiect pilot, să vedem unde duce și dacă este varianta cea mai bună. Era de ales între amnistie și grațiere și recursul compensator. Despre amnistie și grațiere am văzut reacția oamenilor, foarte clar. Da, cu un an de zile înainte și... Da. Și mai era discuția să fie implementat acest proiect pilot. Am văzut cu toții reacțiile. Și eu m-am săturat să mă uit la televizor, să văd criminali sau violatori eliberați pe recursul compensatoriu cu o lună, două mai devreme. E, oricum, intrau în... În urmă erau eliberați. Și eu consider și am votat în consecință că recursul compensatoriu trebuie abrogat. Cu adevărat, actualul guvern și ministrul al justiției are o problemă de rezolvat. Bun. Apropo de justiție și o să vă rog să mergem la alt subiect, pe alt subiect. Specialiștii dumneavoastră, consultanții, chiar liderii importanți ai partidului, cum erați și dumneavoastră, da? N-ați avut acces la date, la măcar la feeling politic, la intuiție politică, să vă dați seama că sunteți într-o direcție proastă. Marea majoritate, aici nu greșesc eu, presa, o parte din presa din România v-a fost alături de dumneavoastră în chestiunea asta pe justiție. Nu mai spunem din ce motive, că nu e neapărat tema emisiunii. Nu v-ați dat seama că sunteți pe un drum greșit? Da, da. Și-am plătit tributul. Da, dar e imaginea aia că știi că te duci în gard, merge tenul spre gard și nu faci nimica. Până la urmă, un partid este o organizație colectivă. Politica se face în echipă. Nu există decât în sisteme de astea autocratice, dictatoriale. Depinde, adică mi-e greu să imaginez că acolo nu s-a făcut o echipă, da, s-a bătut cu pumnul masă, ați încercat niște puciuri la adresa domnului Dragnea. Dar, repet, în momentul în care toată lumea știa că merge spre zid, de ce nu v-ați oprit? Semnalele au fost date. Dacă majoritatea a hotărât într-un fel, până la urmă am respectat-o. Au fost neapărat puciuri, au fost grupări mai vocale sau mai puțin vocale, cu trădări sau nu cu trădări, că asta e politica până la urmă, nu comentăm. Asta a fost abordarea, ne-a venit nota de plată, de cel mai bine sper din tot sufletul să fii învățat. Și din câte văd, începem să intrăm pe un făgaș normal. Bun, haideți să mergem pe agenda publică, începem cu alegerile anticipate. Ce opinie aveți pe tema asta, dumneavoastră și PSD? Eu am o părere foarte clară. Alegerile anticipate sunt o necesitate când este o criză politică. În acest moment, în România, nu există o criză politică. Eu nu o văd. Criza politică e când nu există o majoritate care să investească un guvern. Când se caută anumite lucruri ca un anumit guvern să nu fie îndepărtat. Iar nu-l văd. Avem un parlament ales. Anul viitor sunt alegeri pentru Parlamentul României. Avem un prim-ministru și un guvern minoritar, cum a fost și guvernul Cioloș și guvernul Boc. Adică nu suntem la prima experiență de guvern minoritar în Parlament. Tăricianu, domnule Ciolacu, a fost minoritar. Mai mult avem și un președinte ales. Care își dorește alegeri anticipate. Acum, dacă m-aș uita numai la guvernul Orban, și eu mi-aș dori alegeri anticipate. Dar de ce aveți? Nu e un guvern mai bun decât ultimul guvern PSD al doamnei Dăncilă? Nu. Suntem la nivelul de amatorism, la nivelul de jos, lău. Interesant. Vorbiți ca un lider al opoziției. Și ce miniștri nu vă plac? Nu e vorba de un anumit ministru și nu o să foarte greu dau exemple. Domnul Câțu deja e legendar. Cel mai important ministru, după primul ministru, primul ministru, eu sunt om politic și cred că cel mai bine e primul ministru să fie un om politic, cel mai important ministru este ministrul finanțelor dintr-un guvern. Domnul Câțu nu are abilitățile necesare ca să fiu frumos. Da, elegant. Elegant. Păi de ce nu are? A fost foarte activ în opoziție, v-a creat mari probleme. E o mare diferență între a fi în opoziție și a conduce
Ministerul Finanțelor într-o țară. Dar nu trebuie să fiți supărat, pentru că o conduce în continuare cu oamenii PSD-ului din ANAF, de pe la Finanțe. Dar să-i schimbe, cine-i ține? Pe poate sunt buni. Să-i schimbe, nu avem nicio problemă. Noi suntem în opoziție, ne asumăm acest lucru, trăim într-o democrație tânără, după 30 de ani. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Am atras primul semnal de alarmă a fost când nu și-a obținut la investirea guvernului avizul pozitiv de la comisiile de buget financiar. Domnul prim-ministru a vrut să-și-l asume în continuare. A urmat moțiunea simplă de la Senat, care a trecut. Domnul prim-ministru dorește să-și-l asume în continuare. E dreptul dânsului, dar va răspunde alături de domnul Câțu, care încearcă să le povestească, să iese cu un deficit. E 4,7, e 4,3. Este clar că nu stăpânește. Prima dată v-a acuzat că sunteți domeniu. Mafioți, domnule Ciolacu. Vă spun direct, Al Capone a făcut imiterea cu registrele duble. Da, și am văzut. Eu mă așteptam la două lucruri. Primul lucru, Teodorovi să fie arestat a doua zi. Dacă se aude de societatea de B1 TV, că aici se ține contabilitate dublă, presupun că vin de bună seamă, mascații deci și arestează pe toată lumea, plus toți angajați. Adică, domnule, rămâne Ministerul de Finanțe fără niciun om, fiindcă acolo țin contabilități duble, tip Al Capone. Declarația fiind total irresponsabilă, a dus la creșterea euro aproape la 5 lei. Trebuie să-și o asume actualul. Pe nu, au zis că a crescut euro din cauza dumneavoastră, domnule Ciolacu, că ați lăsat găuri. Păi ați raportat un deficit bugetar fals, că nu era 3%, 2%, nu știu cât, 2,90% spunea domnul Teodorovici, că e de fapt 4,6%. Ați coafat contabilitatea. N-ați fost Al Capone, dumneavoastră PSD, dar ați coafat contabilitatea și au recunoscut un deficit mai mare de 3%. Acum, eu deficitul îl discut eu cu oamenii din minister, unde îl coafez și vine femeiul și se uită pe deficit. Totuși, an de an, PSD-ul a închis deficitul. Puterea. Și eu eram vicepremier. Atunci, care e logica politică? De ce să recunoască liberalii un deficit mai mare decât ar fi fost în România? Pentru că au îndatorat foarte mult acum, aproape 14 miliarde au luat într-o lună de zile. E imens. Niciodată PSD-ul nu a luat o asemenea sumă. Uitați că în urmare a acestor îndatorări a scăzut și ratingul de țară și acestor declarații, în primul rând. Că nu s-au așa confirmat. Așa este, ratingul de țară a scăzut. A scăzut. În orice stat democratic, în momentul în care scade ratingul de țară, atâta timp cât ești la guvernare, guvernul își dă demisia sau este demis. Nu există altă logică democratică în Europa. E tocmai ce s-au instalat, unde să își dea demisia. Ne vom împrumuta mai scump. Rating de țară mai slab înseamnă împrumuturi mai scumpe, dobânzi mai mari. Și nu numai. Bun, deci nu doriți alegeri anticipate, vot în două tururi pentru primari? Ne aflăm în ultimile 6 luni până la alegerile locale. Așa este. Este incorrect să schimbi regulile în timpul jocului. Mai mult. Noi n-am respectat anumite decizii sau recomandări ale Comisiei de la Veneția. Recomandarea Comisiei de la Veneția este foarte clar, cu un an înainte nu se schimbă legile electorale. Mai există și o decizie a Curții din România, care spune cu 6 luni înainte. Unii spun că este de fapt pentru democrație vot în turul 2. Nu. Comisia de la Veneția ne spune, domnule, să nu schimbăm în sens negativ, nu în sens pozitiv. Vă închipuiți că înțeleg tot mecanismul și tot tablou. Sunt argumente politice, da. Nu pot să faci politice, da. Modificări legislative sau alegeri în funcție de sondajele de opinie. Cine își asumă acum o criză politică? Bun, dar alegerea anticipată înseamnă o criză politică. Guvernul Orban își angajează răspunderea pe vot în două tururi. Dumneavoastră ce o să faceți? Strântiți guvernul? Da. Moțiune de cenzură? Da, depunem moțiune de cenzură. Nu uitați că vin alegeri anticipate. Nu e nicio problemă. Deci așa intrăm vreți într-o logică constituțională care înseamnă așa. Au venit cu asumare, deja suntem două partide parlamentare care am anunțat că vom depune moțiune de cenzură în cazul în care vin cu modificarea alegerii, adică dumneavoastră, primarilor și din două tururi. Noi și UDMR-ul. Cade guvernul,
înseamnă că s-a creat o altă majoritate. Exact cum a căzut guvernul PSD. Nu e o criză politică. Este un moment constituțional, este un moment care, dacă se creează o altă majoritate, propune alt guvern. Dacă nu se creează, se fac anticipat. Eu cred că o se creează. Nu putem lăsa țara fără guvernare. Deci sub orice o formă dați jos guvernul Orban, dar anticipate nu mergeți pe anticipat. Guvernul Orban își dorește, cei liberali își doresc anticipate, vor să fie trântiți. Asta e ideea, noi să știți lucrul ăsta. Dar au și spus în 2003 și PSD-ul și-a dorit anticipate. În aceeași logică. În logica că, domne, suntem pe val, stăm bine în sondaje și bine. Ciclul electoral este la 4 ani. Este o criză politică? Categoric și PSD-ul va fi de acord cu anticipat. Nu există o criză politică? Vedem de treabă. Da. Ce ne-a ales lumea? Deci cade guvernul Orban și dumneavoastră o să vă întrebuiințați să faceți o altă majoritate, să participați în jurul altei majorități. Interesant. Nu ne-am dorit. Cred că PSD-ul e bine să mai stea în opoziție, dacă suntem nevoiți decât să aruncăm țara într-o criză politică, o să participăm. Vă sacrificați și votați un alt guvern. Ne sacrificăm. Păi, cred asta că înseamnă. Eu nu cred de bine țării, de dragul țării, da. Nu cred în conjuncturile și în alianțele politice numai de a pune mâna pe putere. Cred că alianțele politice trebuie să creioneze în jurul unui proiect politic important, unor politici publice importante. Și am dori spre acest lucru să se îndrepte PSD-ul și la Congres și la alegerile locale și să aibă această abordare la alegerile generale. Nu să ajungem din nou la putere printr-o conjunctură cum a ajuns PNL-ul acum. Fără niciun proiect politic, o alianță de toate partidele, mai puțin PSD-ul, cu ALDE care au fost până acum cu noi la guvernare, acum sunt din nou și își numesc oamenii în guvern. Eu personal nu-mi doresc acest lucru de la Partidul Social Democrat. Ei săraci au încercat două săptămâni de opoziție, au văzut că nu rezistă, tentația a fost prea mare și s-au întors la putere, domnii de la ALDE. PSD-ul rezistă în opoziție. Deci rezistați. Vom insista în cazul unei crize politice, categorii. Dar să știți că, din informațiile mele, asta vă spuneam, oamenii apropiați de dumneavoastră, de PSD, primesc în continuare funcții interesante, să știți, chiar de prefect sau... Nu e o mare tragedie pentru unii din PSD. Haideți să mergem la tema pensiilor speciale, da? De două săptămâni sunteți criticați, atacați, da? De către cei de la putere că ați mărit pensiile și salariile bugetare în România mai mult decât putea duce țara asta. Și că, de fapt, esența răului și punctul nevralgic al situației noastre complicate cu recunoașterea deficitului a plecat de la mărirea nejustificată, da? Mai mult decât putea duce economia pensiilor și salariilor. Nu poți să închizi pensiile și salariile, dacă nu vorbim de niște pensii sau salarii speciale, vorbim de pensiile și salariile și acolo, da, românilor și a bugetarilor. Nu poate să vină de aici deficit. Acest lucru e prevăzut de la începutul anului, prin legea bugetului. Nu poți să vii să spui acum, domne, nu au fost prinse. E posibil, dar nu sunt eu domnul Cîțu și nu sunt eu în măsură să îi dau sfaturi prea multe, pentru că să-și asume guvernarea are o problemă cu deficitul pe cash flow. Ai altă discuție. Nu încasează la ANAF bani. Nu încasează în timpii, adică sunt bani de încasat și nu i-a încasat. E o problemă de interior și de conducere a ministerului. Spune că a trebuit să plătească datorie dumneavoastră, TVA, concediile medicale neplătite de PSD, deci vorbim de TVA-ul neplătit de PSD. Vorbim totuși de deficitul pe cash flow. Da, așa care este. Care este acceptat pentru de Uniunea, de comisie și de... Ei spun că au plătit cash niște bani. Nu, dar este acceptat. Din el se poate scade 0,9%, mi se pare, ce avem pensiile private. Din el se poate pot scădea cheltuielile la apărare cu înzestrarea. Nu e ușor, că toate guvernele au. Te duci la comisie, se pot scădea anumite investiții. Dar nu vii și sperie o țară întreagă, sperie
tot echilibru valutar dintr-o țară cu niște declarații ridicole, ca să nu le spun altfel, irresponsabile total, arunci într-o anumită direcție, imediat vine riposta, ratingul de țară scăzut și continui în aceeași logică și în aceeași minciună. Du-ți actul de guvernare, ți l-ai asumat cu bunele și relele. PSD-ul ar fi închis deficitul la 3%. Și pe ESA și pe cash flow. Categoric. Eu am stat cu domnul Teodorovi și mi-a explicat cifrele foarte bine. Lucru care l-am mai făcut și cu Mișa înainte când era ministru. Deci nu a mărit nimeni anul acesta vreo pensie sau vreun salariu. Bun, dar ce spun liberal este corect, domnule Ciolacu? Că nu a plătit TVA-ul, nu a plătit concediile oamenilor și de acolo, practic, s-a ajuns că... Mă duceți într-o microeconomie care nu... Păi, sunt argumentele celor de la PNL. Eu, în schimb, vă spun ca și președinte al Camerei. A venit o lege de asumare, plafoanele, e o lege premergătoare bugetului de stat. Nu am înțeles de ce a venit pe asumare, putea să meargă prin circuitul normal al Parlamentului, da? Domnule, așa au gândit dâns și le urez succes. În care domnul Câțu, sub semnătura dânsului, am și hârtie pe aici, cu ștampila guvernului, spune, nu ai voie să faci mai mult de 2 rectificări bugetare. Nu ai voie să le faci în 60 de zile amândouă, calendaristice. Da. Cele 2. Eu am înțeles că luni, domnul Câțu și guvernul Orman vor să dea o a treia rectificare bugetară. Nu a existat niciodată în România așa ceva. Să vedem dacă o să o dea. Într-adevăr, luni este ședință. Că se mută banii în fondul de rezervă al primului ministru, rectificările bugetare se dau pe ordonanță. Bun. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Deci pensiile și salariile mărite de PSD, asta cu siguranță mărite și ce urmează să fie mărite prin legile pe care ați dat până în 2021, nu sunt motivul pentru care avem o situație complicată. Hmm. Deci în România totul este bine, nu avem o situație complicată din punct de vedere financiar, că domnul Ciolacu, lipsesc niște bani, lipsesc niște miliarde. Și trebuie să împrumutăm, așa cum ați împrumutat și noastră, că liberalii au început să se împrumute, cumva ați împrumutat și noastră, asta e clar. Nu la acest nivel. De dobânzi sau de volum? Da, în fine. Nici la acest nivel de dobânzi, nici la acest de volum, într-o perioadă atât de scurtă. Fiindcă când faci o asemenea cerere pe piață, automat îți și crește logic dobânda. Înseamnă că e o problemă, dacă e o problemă în piață, că ai nevoie când de bani, o absorție atât de mare. Da. Poți să le gândești într-o logică. Revin. Partidul Social Democrat închidea acest an cu deficit 3%. Bun. Invit pe domnii care și-au asumat guvernarea, împreună cu domnul Câțu, să facă același lucru. Nu să vină cu povești. O șopă asta cu găurile deja a început să mă obosească. O să o abordăm. O să vină legea bugetului. Sunt legi care trebuie respectate în România. Dacă nu sunt în stare să facă mai multe venituri, să acopere cheltuielile, nicio problemă. Dă o lege de derogare a legii, de neaplicare, dar să vină să-și asume. Dar vă întreb, cum pot să vii? Eu m-am distrat, i-am lăsat să ducă filmul până la capăt. Când a fost supraacciza introdusă, cred că eram membru al guvernului. Și am și avut atunci cu premierul anumite discuții, tot de impact. Știam cu toții că nu era acciză, nu exista deloc. Și am zis, domnule, haideți să introducem supraacciza, îi dăm o destinație poate mai clară unde anume să ducă acești bani. Am scos de la naftalină un proiect de lege al PNL-ului, depus acum 2 luni de zile în Parlament, semnat de liderul PNL din Camera Deputaților, împreună cu domnul ministru Cuță, și l-am pus pe ordinea de zi a Parlamentului. Dacă dumneavoastră ați fi fost ministru finanțelor, între timp v-ați mutat de la opoziție la putere. Cum ați fi procedat? Eu aș fi mers la microfon și mi-aș fi cerut scuze, domnule,
Acest proiect de lege a fost gândit în logica de opoziție. De opoziție. Nu este oportun acum. Poate va fi oportun peste 6 luni, peste un an de zile. Le-ați întins o capcană, deoarece interesant. Merge cu un deficit de aproximativ 4 miliarde la bugetul statului. Și deci acum vine și spune că nu se încadrează. Deci dumneavoastră a spus pe ordinea de zi proiectul liberal pentru lichidarea asupra accizei. Normal. Este președinte al Camerei, domnule, proiectul ăsta e bun. Nu neapărat. Păi bun, prin, în colegiul prin de conducere, comitetul, da. Prin comitetul liderilor s-a supus la vot, care și PNL-ul au fost de acord să vină la vot. Mai mult au ieșit și au spus, domnule, veți vedea cu cât se ieftinește benzina, motorina nu la români. Nu se ieftinește nicio benzină, domnule. Eu am cerut bun, dar cu ocazia asta România a mai pierdut vreo 800 milioane de milioane de euro. Da. Din bugetul României. Nu. Ei trebuie să hotărască. Vor să guverneze și să fie responsabili pentru guvernare sau să meargă tot în logica electorală. Mai mult, nu știau că există la nivelul Comisiei și Uniunii Europene o acciză minimă care au introdus-o acum, de 7%. Păi, au scos aia taxa, supra-taxa și au băgat o acciză? Da, acum este în bugetul de stat prin 7%. Interesant. Păi de ce n-au comunicat lucrul ăsta? Deci au scos supra-taxa națională, dar au adăugat o acciză europeană pe combustibile. Da. Nu, o acciză minimă impusă de Uniunea Europeană. Păi și pe aia nu aveam înainte? Nu. Fiindcă era supra-acciza care acopera și acciza respectivă. Deci, n-au nicio coerență. Noi am văzut și președintele țării a ieșit și a spus, Doamne, ce bine este că nu mai avem supra-acciză și în momentul acesta carburantul e mai ieftin și o să fie mai bine pentru român. Asta e gluma. Adică, măcar să fie informat președintele. Bun. Apropo, cu domnul președinte Iohannis comunicați? Aveți o comunicare? În ultima oară am comunicat la ședința solemnă de la 1 decembrie. Dar formal, în sensul că... națională. Nimic, n-aveți o... A venit președintele țării, am vorbit, am mers, ne-am ținut discursurile, l-am condus împreună cu președintele Senatului, asta am terminat comunicare. Nu am avut, în decursul parcursului meu de președinte al Camerei, comunicări cu președintele României instituționale, normale. Pensiile speciale, domnule Ciolacu. O discuție de când sunt liderul PSD. Pensiile speciale. O veche temă de discuție. Este o temă inclusiv care vizează publicul dumneavoastră și alegătorii PSD. În ce sens? Alegătorii dumneavoastră și 90% din pensionarii României au pensii mici spre foarte mici. De-aia le-ați și mărit. Cele mai mici din Europa. Dar sunt unii mai egali decât alții care au pensiile astea speciale. În special militarii, magistrații, judecătorii și procurorii și alții încă câțiva. Am înțeles că din 1 ianuarie și primarii o să aibă pensii speciale, dacă nu le abrogă domnul Orban. Cum vă poziționați pe tema asta a pensiilor speciale? Că este o temă importantă în societate. Cum? Și pe sondaje apare. Mi-aș dori să o abordez în primul rând neelectoral. Eu, parlamentarii au indemnizații. Sunt pensiile aceste, pensii speciale, sunt indemnizații, cumva mascată o pensie specială, dar cu altă denumire, și pensiile de servici, unde ne referim la armata română, unde, din punctul meu de vedere, este exclusă o abordare în acest întreg. Cum venim cu discursurile politice. Domnii de la PNL vor abrogarea totală a pensiilor speciale, cu excepție a magistraților. Domnii de la USR doresc o abrogare totală a pensiilor, între timp și-au dat seama că există niște hotărâri ale CCR-ului care nu îi lasă să facă acest lucru. Da, în special pe magistrați, că acolo e o problemă de contributivitate. Toate aceste pensii sunt un drept câștigat. În decurs, în anumite negocieri cu oamenii, dar ele vin și din timpul guvernărilor PNL. Că tot aud că PSD-ul a condus România 30 de ani. Nu. PNL-ul a condus, mi se pare, 17 ani sau 16 ani și PSD-ul 17. Deci e aproape un echilibru în cine a condus România tot, pentru simplu adevăr. Au guvernări de dreapta și de stânga. PSD-ul
Vine și abordează problema în felul următor. Decât să modific toate aceste legi, decât să iau și să modific niște drepturi câștigate de oameni, unii îndreptățiți sau nu, dar ele au trecut prin Parlament, sunt legi promulgate și de actualul președinte, care este venitul cel mai mare din România? Al președintelui României. Da. De la acel venit, pensiile se impozitează. Și aici este liberă discuția în funcție de anumite cifre care trebuie să vină de la Ministerul de Finanțe. Evident, da. Și unde Ministerul faci, Muncii, da. Și unde faci niște... Deci ăsta este... Asta, 80, 90, ăsta 50, ar fi un proiect al niște praguri. Da. Nu modifici nicio lege, nu intri pe un drept deja câștigat de un om, faci o regulă pentru prima oară foarte clară în România. Președintele României, ei câștigul maxim care trebuie să fie. Nu-i nimeni peste președintele Cei României. Peste venitul Cei președintelui, este? Ca pensie se impozitează. Se impozitează. Cum ne vin cifrele de la... Noi nu știm acum. Toată lumea în procente diferite, inconștient. Da. Pe niște plafoane. Vinde inconștient această temă, mai ales fiindcă în sondajele de opinie, inclusiv la PSD, da? Apar că 85% dintre români nu mai suportă aceste pensii speciale. Pe bună dreptate. Pentru că 85%, 90% au pensiile alea de mizerie, domnule Ciolacu, da? Și astfel eviți... Oameni bătrâni care nu își permit să-și cumpere medicamente. Astfel eviți automat și armata, care nu ai voie să o bagi în această discuție electorală și ieftină. O scurtă pauză comercială și revenim cu președintele PSD. Rămâneți alături de noi. Alături de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Domnule Ciolacu, am discutat despre pensii și ați venit cu o propunere extrem de interesantă. Da? Puteți să ne repetați. Deci, ce este peste salariul președintelui Iohannis ca pensie în România să se impoziteze? Anumite praguri, în funcție de cifrele care vin de la Ministerul de Finanțe, în momentul acela, numai o astfel de lege nu mai poate fi atacată la CCR sau vreo instanță să dea vreo decizie, este simplă impozitare și funcționează. Dacă vrem să rămânem în aceeași logică de abrogare a tuturor pensiilor, dar cu excepția nu știu cui, de să facem nu știu ce, dar USR-ul neapărat dorește aceste pensii să dispară, ele vor ajunge în instanțe, fiindcă e un drept câștigat și este posibil ca oamenii să fie îndreptățiți să câștige. Și de fapt facem o... Mințim oamenii în continuare. Ne apar în sondajele de opinie că 85% nu suportă aceste pensii speciale și noi vă mințim în continuare că le abrogăm. Și votăm cu toții aceste abrogări care se vor întoarce din nou la Parlament, fiindcă curtea sau anumite instanțe o să spună: domnule, vedeți că ați încălcat legea când ne-ați abrogat. Când ai nevoie de voturi, mai minți, mai păcălești. Asta este cutuma politică. Românii au fost păcăliți suficient. Nu cred că e prima dată când ar fi păcăliți. Da, nu trebuie. Vin alegerile, bat la ușă peste 6 luni, politicianul merge să ceară votul. Dumneavoastră, liberal... PSD-ul va vota pentru abrogare. Dar în condiții își va asuma, avem proiect de lege de... Câteva întrebări așa la foc automat pe finalul emisiunii. Domnul Mihai Tudose, da, este cerut din nou în PSD. Organizația de la Brăila i-a făcut invitația. Sunteți de acord? Este decizia organizației. Cum stabilesc? Eu am văzut altceva în comunicat. Nu aveți văzut... un drept de veto? Nu vă puteți o... Nu. Păi vin trădători acum în am PSD? Un singur lucru promis. Eu nu voi exclude pe absolut nimeni cât timp voi fi președinte interimar. Și de primit, îi primiți înapoi pe domnul Tudose, pe domnul Grindeanu? Este decizia organizației. Dacă domnul Ponta și-ar dori să vină? Domnul Ponta nu poate să vină pentru că este liderul altui partid. Are alt proiect politic. A și anunțat că nu dorește să vină. Eu mă bucur. Dacă faceți o fuziune cu domnul Ponta, PSD Pro România, Dacă vom avea un proiect politic, nu știu dacă vom face o fuziune, dar este posibil să avem un proiect politic comun pentru anumite alegeri. În politică nu poți să excluzi aceste lucruri. E posibil să avem un proiect PSD politic pro-România, o alianță electorală. Și cu ALDE.
domnul Tăriceanu, am o comunicare foarte bună. Pe domnul Alde e cu liberale acum, domnul Cioloș. Eu vorbesc de la următoarele alegeri. Alegeri vom vedea. Dar nu pot să exclud anumite alianțe politice. Înseamnă că mă descalific eu ca și om politic. Domnul Grindeanu, dacă ați făcut referire la dânsul, a fost exclus din partid, iar eu am anunțat toți cei exclus pot să întoarcă un partid. Asta e diferența între el și domnul Tudos. Am văzut ceva dosare pe numele unor lideri PSD destul de importanți. Vă este frică de o telejustiție care să vină peste PSD? Știți că este o tradiție, se numește botezul focului după pierderea alegerilor. Când pierzi alegerile, vin vremuri tulburi peste cel care pierde. În garajele DNA-ului și toată lumea să filmeze, eu nu am aceeași percepție. Pe dumneavoastră ați auzit numai sloganul de final de campanie, dar campania s-a început în democrație, hoții stau la pușcărie, pe ăsta nu l-ați auzit? Ba da. Mi se pare și corect. Cine fură, stă la pușcărie. Aici nu am, n-am altă părere. Nicio... Pe poate că asta este normalitatea. Asta este normalitatea de care a vorbit domnul Iohannis. Cred că justiția trebuie să intre în altă logică și să nu dea acelea semnale, cum e telejustiția, faptul că din rechizitorii spre deliciu presii apar informații și înregistrări. Mi se pare... Cred că justiția trebuie făcută la tribunal. Acolo e locul justiției. De regulă să știți că de acolo se sifonează informațiile, că se duc procurorii cu rechizitorii, da. Mai vine un grefier, un avocat, mai fotografiază, tehnologia merge, nu sunt neapărat... Avem un stat care trebuie să fie responsabil și să facă așa măsură că să nu se mai întâmple aceste lucruri. Bun. Se poate face acest lucru. Pentru ce și dumneavoastră știu și eu. Da. Pentru ce urmăriți penal? Îi dați afară din partid, îi suspendați? Ce măsuri luați? Nu sunt 10 lideri PSD pur sub acuzare. Ce faceți? Nu adică sunt, se face o masă. Nu știu dacă sunt 10 lideri, mulți dintre ei sunt martori. În acest moment lucrăm în Biroul Permanent Național alături de secretarul general, de domnul Paul Stănescu, la niște norme de etică care le vom supune votului la Congres. Ar fi total incorrect. O idee, ca eu în momentul acesta să vin cu anumite măsuri asupra unor colegi care se presupune că au venit, făcut anumite fapte. Vă dau din nou exemplul Ludovic Orban, dar vă pot da exemple și de oameni care nu s-au mai reabilitat și unii dintre ei au decedat. Nimeni nu le-a mai făcut dreptate. Sau li s-a închis cariera politică pe o anumită logică, dar consider că Partidul Social Democrat, ca să se apre identitatea partidului, trebuie să aibă niște norme de integritate. Mulțumesc pentru prezență, revenim în câteva momente la dosare politice.